I used to think that I could not go on, and life was nothing but an awful song. Da, se poate, este deja sloganul asociat cu Loredana, e al ei, ar trebui să-l poarte pe tricou și noi la fel. Da, se poate. Să spunem că acesta este leitmotivul întâlnirii de astăzi. Acesta a fost și motivul pentru care a fost înființată Academia de Coaching, cu scopul de a aduce o contribuție valoroasă la dezvoltarea personală și profesională a noastră, a tuturor celor care ne dorim să intrăm mai bine în interiorul nostru, ne dorim să ajungem la performanța autocunoașterii și la descoperirea unicității noastre. Ce sens are să trăiești în fiecare zi dacă nu reușești să trăiești așa cum îți dorești și cu starea pe care ți-o dorești? E păcat! Mai ales că fiecare dintre noi a spus cineva în pauză, s-a născut fericit. Da! Exact! Deci fiecare om de pe pământul ăsta s-a născut fericit, inclusiv tu! M-a învățat Loredana că da, se poate, iar eu am preluat mesajul și am zis, da, pot! Eu pot! Dacă se poate, eu pot! Și sunt convinsă că dacă aveți nemulțumiri legate de voi, pentru că toți le aveți, cu siguranță, cred că sunt în noi, genetic, referitoare la performanțele noastre fizice, intelectuale, felul în care arătăm, felul în care ne-am ales parfumul ieri, felul în care ne-am ales partenerul de viață, cam tot aia. Dacă noi suntem în stare să conștientizăm că toți cei din jur au aceste nemulțumiri, nu o să ne mai simțim atât de nefericiți, pentru că până la urmă toți suntem așa, deci dacă ne apucăm matematic să răsturnăm ecuația, toți putem fi fericiți. Obiectivul să fie afirmativ. Vreau să fiu sănătos. Vreau să am suma X de bani. Și faceți-l în așa fel să fie măsurabil. Adică să vă dați seama că în momentul în care ați ajuns acolo, chiar ați ajuns acolo. Că e posibil să treacă obiectivul pe lângă voi, să-l împliniți, să nu habar să n-aveți. Loredana este un om plin de pasiune. Este tot timpul un zâmbet. Cred că chiar lucrul ăsta l-am învățat, să continuăm să credem în noi. Eu aș vrea să vă fac independenți de orice, dacă s-ar putea, da? Independenți de orice, astfel încât fiecare să-și descopere de fapt ce are cu adevărat în interior și ce vrea să obțină și să nu depindă de nimeni. La Loredana îmi place energia debordantă înainte de toate. M-am simțit bine la prezentarea pe care astăzi a avut-o. Habar n-aveam ce înseamnă coaching, însă e o plăcere să te descoperi altfel. Învăț de mai mulți ani de la Loredana Lati și eu sunt elevă de ei, dacă pot să spun, de mulți ani, și de fiecare dată mă ia prin surprindere cu lucrurile pe care le adaugă în felul ei de a se relaționa cu oamenii. Am descoperit-o Loredana plină de viață. Am descoperit o academie de coaching și mă bucur pentru cei 51 de absolvenți că sunt printre noi și sunt oameni puternici. Dacă tu ești ok cu tine, ești fericit, ești încântat, mergi pe aceeași stradă, te lovești aceeași persoană care poate își cere scuze și tu zâmbești, înțelegi situația și mergi mai departe. Întâlnirea cu Loredana mi-a schimbat viața total. Am avut onoarea de a o avea invitată în câteva dintre emisiunile de televiziune pe care le realizez și chiar dacă am fost în direct, a fost oarecum o sesiune de coaching între noi două, dar și cu telespectatorii. Și țin minte că tema primei emisiuni am ales-o împreună, cum să fii tu însuți. Și pot spune că am învățat foarte multe lucruri, m-am trezit efectiv după acea întâlnire, deci impactul a fost atât de puternic că m-am trezit totalmente schimbată. Loredana e un om minunat și e un om care transmite multă energie pozitivă. E o persoană care te face să te simți bine în felul în care vorbește, prin felul în care zâmbește, în felul în care se apropie de tine. De exemplu, un obiectiv care nu este potrivit creierului tău ar putea fi ceva de genul: nu vreau să fiu sărac, nu mai vreau să fiu bolnav, nu mai vreau să mă înșele soțul, nu mai vreau să mă cer cu copilul, nu mai vreau să... așa mai departe. Ei, dacă îți stabilești un obiectiv de genul acesta, creierul tău înțelege ce?
vreau să fiu sărac. Pentru mine Loredana este un exemplu, în primul rând, o femeie foarte luptătoare. Loredana Latiș este un om deosebit, un caracter pozitiv și de mare vibrație. Am regăsit în mine părți pe care le uitasem de mult. Vreau să vă ridicați în picioare și la trei, fiecare dintre voi să arunce bilețelele în sus, dar la trei! 1, luați-vă adio, da? Lăsați-le să se ducă la cimitirul de gânduri negre. 2 și 3! Bravo! Aplauze pentru Loredana Lati și pentru voi toți, pentru că am avut o întâlnire minunată și pentru absolvenții Academiei și pentru toți susținătorii. Da, se poate. Se poate, orice îți dorești, se poate. Indiferent prin ce ai trecut, se poate. Se poate să reușești, se poate să fii fericit, se poate să ai zâmbetul pe buze. Deci nu-ți trebuie mari lucruri. Îți trebuie tu să fii ok cu tine.